Potrivit hotărârii de guvern numărul 483 din 2020, începând cu luna iulie a anului 2020, se generează și se rescriu noi certificate digitale pentru cardurile naționale de asigurări de sănătate emise până la data de 31 decembrie 2014. Hotărârea de guvern a extins valabilitatea acestora cu încă 7 ani, astfel că cei care au primit cardurile de sănătate până la data de 31 decembrie 2014 le vor putea folosi timp de 14 ani de la emitere. După cum informa Ministerul Sănătății la momentul respectiv, rescrierea se face automat atunci când titularul cardului respectiv merge la medic. Practic, sistemul detectează automat cardul expirat și îi înlocuiește data expirării fără ca medicul să intervină în vreun fel.